În acest weekend, la sediul primăriei din Poroina Mare, a avut loc ceremonia de preluare oficială a mandatului 2024-2028 de către noii consilieri locali. Evenimentul a reunit locuitori, membri ai comunității și reprezentanți ai autorităților locale, marcând un nou început pentru administrația locală. Ceremonia de depunere a jurământului pentru noul mandat al consilierilor locali din comuna Poroina Mare a avut loc în acest weekend, într-un cadru solemn la sediul primăriei. Evenimentul a marcat începutul oficial al mandatului 2024-2028 și a reunit locuitori, membri ai comunității, dar și reprezentanții autorităților locale și județene. Consilierii care au fost aleși în urma alegerilor locale din toamna anului 2024 au depus jurământul cu un angajament ferm de a servi comunitatea și de a colabora pentru a implementa proiecte care să răspundă nevoilor cetățenilor. Printre prioritățile discutate de noii consilieri se numără îmbunătățirea infrastructurii locale, dezvoltarea serviciilor publice, precum educația și sănătatea, dar și promovarea inițiativelor economice. De asemenea, consilierii și-au exprimat intenția de a implica mai activ cetățenii în procesul de decizie, promovând transparența și participarea comunității. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu și-a exprimat sprijinul față de consilierii locali din comuna Poroina Mare, felicitându-i pentru preluarea mandatului 2024-2028. De asemenea, acesta l-a aplaudat pe primarul Valentin Anuța pentru câștigarea unui nou mandat, reafirmând angajamentul organizației PSD Mehedinți de a susține dezvoltarea comunității. Noul Consiliu Local din Poroina Mare își propune să se implice activ în viața comunității și să facă față provocărilor care vor apărea în următorii 4 ani, având la bază un dialog deschis și constructiv cu cetățenii. Acest început promițător stârnește optimism în rândul locuitorilor, care așteaptă cu interes implementarea proiectelor și inițiativelor propuse de noul Consiliu.